Bună dimineața tuturor, bine ne revedem la noua conferință de presă. O nouă lună de toamnă care a debutat cu vreme, chiar dacă răcoroasă, dar frumoasă. Numai bună pentru a continua investițiile de pe raza municipiului Roman. La sfârșitul săptămânii trecute s-a turnat stratul de asfalt pe axul central al străzii Eternității și începând de astăzi se va proceda la turnarea manuală a parcărilor de pe strada Eternității plus ridicarea la cotă a căminilor vechi și a căminilor de preluare a apelor pluviale nou executate, 23 la număr. Am făcut recomandarea ca prima dată să se înceapă turnarea pe partea dinspre străzile perpendiculare pe strada Eternității, astfel încât riveranii din zonă să poată avea acces să iasă mai ușor la strada Eternității. De asemenea, continuă lucrările și la sensul de girație poarta nord, acolo unde s-a constituit pastila centrală. Lucrările au mai fost amânate de necesitatea de a construi două cămine pe proprietatea societății Dedeman și la sfârșitul acestei săptămâni, când betonul se va fi uscat, se va proceda la turnarea covorului asfaltic în sensul de girație. De asemenea, și în cartierul Petru Rareș vor continua lucrările, se va ridica în această săptămână excesul de pământ de pe strada, de pe fundătura Crișan și se va realiza și acel racord de preluare a apelor pluviale în strada Petru Rareș, pentru ca în situația în care vor veni precipitații să nu afecteze persoanele din zonă. De asemenea, o altă lucrare de investiții care se va realiza la Roman este vorba de o investiție privată pe platforma de la Somaco. Va începe din această săptămână realizarea unui sens de girație pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, acolo unde pentru o perioadă va trebui să se circule doar pe un sens. Din discuțiile pe care le-am avut și cu reprezentanții de la Grana, care în această perioadă se află în plină campanie de recoltare a sfeclei de zahăr, am stabilit ca sensul de venire spre descărcare să fie pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, urmând ca defluirea să se facă pe strada Miron Costin, astfel încât să nu fie trafic greu pe aceste străzi. Avem un deziderat mai vechi, și anume acela de a deschide la Roman un punct de lucru al vămii, știut fiind faptul că peste 60% din exporturile din județ sunt din Roman, am considerat că este oportun să reluăm această discuție mai veche. Am făcut pași importanți cu Direcția Generală a Vămilor și ne aflăm într-o perioadă de analiză a acestor solicitări, mai având practic doar un pas până la concretizarea acestei nevoi stringente din punctul nostru de vedere, însă ne-am împiedicat de un refuz al Inspectoratului Școlar Județean. Noi am propus ca acest punct de lucru al vămii să fie în incinta fostului liceu numărul 1, o zonă care permite, pe de o parte, desfășurarea în bune condiții acestui punct vamal de la Roman, dar în același timp fiind și o zonă foarte bună pentru tirurile care fac import și export să poată fi parcate fără a deranja traficul rutier. Din păcate, ne-am lovit de un refuz al Inspectoratului Școlar Județean, care să
ne permită schimbarea destinației acel spațiu. E bine știut faptul că acolo, din păcate, nu se mai desfășoară niciun proces instructiv educațional, de pentru care acele clădiri în momentul de față nu mai deservesc scopului pentru care au fost create. Tocmai în ideea de a dinamiza din punct de vedere economic zona Romanului am gândit și acest punct vamal, dar din păcate reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean nu gândesc în același sens ca și noi, drept pentru care vom face demersuri mai departe la Ministerul Învățământului pentru a-i determina să înțeleagă că noi la Roman avem nevoie de un punct al vămii. În ceea ce privește activitatea de la Direcția de Asistență Socială, mai sunt de distribuit circa 900 de etichete sociale și de asemenea din această săptămână vom începe anchetele sociale pentru toți solicitanții care au depus cereri de bani pentru liceu și vom avea din acest punct de vedere o activitate intensă și la Direcția de Asistență Socială. Sfârșitul săptămânii trecute a fost destul de încărcat. Am participat în avans sâmbătă la Târgu Frumos, la invitația comunității rușilor lipoveni în România, la sărbătorirea Zilei Educației. Am întâlnit președintele comunității rușilor lipoveni din România, de asemenea și deputatul acestei minorități, și am stabilit ca pe viitor, poate anul viitor, să realizăm o acțiune comună și la Roman. De asemenea, ieri, duminică, 1 octombrie, a fost și hramul Bisericii Catolice Sfânta Tereza, acolo unde, împreună cu un număr important de noriași, am luat parte la celebrarea acestui important eveniment din comunitatea catolică a Romanului. În această săptămână ne propunem mai multe activități. După cum bine știți, la ultima ședință de Consiliu am anunțat pentru astăzi, ca fiind o ședință de îndată, a trebuit să o amânăm pentru că nu avem încă toate datele necesare și în acest sens ședința va avea loc marți, 3 octombrie, începând cu ora 14, unde vom avea pe ordinea de zi 3 proiecte, 2 privind proiectele cu finanțare europeană pentru cinematograf, Unirea și Casa Fluturașilor, Creșa Smirodava, și de asemenea o actualizare a datelor din PNDL 2. E vorba de rețeaua de alimentare, de canalizare și de preluare apelor pluviale din cartierul Petru Rareș pentru a putea semna contractul cu Ministerul Dezvoltării. Miercuri, în cadrul programului Empowering, finanțat prin programul Orizont 2020, Agenția Dezvoltare Regională Nord-Est organizează o vizită de studiu la proiectele privind energia durabilă pe raza municipiului Roman și, în acest sens, o delegație internațională care cuprinde regiunile Marche din Italia, Istria din Croația, Macedonia Centrală și Atena, care e un partener de nivel național din Grecia, Ungaria de Nord, Andaluzia și din Spania și Suedia, care de asemenea e un partener de nivel național, alături de un grup de reprezentanți ai unor unități administrativ-teritoriale din România, va vizita Romanul și locurile în care noi am implementat aceste energii durabile. Ne bucurăm că Romanul a fost ales pentru acest exemplu de bună practică în ceea ce privește energia durabilă
Și de asemenea ne bucură și prezența unui reprezentant al Comisiei Europene cu această ocazie. Vom avea vizite de lucru în teren și ulterior, după prânz, ne vom reuni aici în sala de Consiliu pentru a face și o prezentare a ceea ce înseamnă implementarea unor proiecte de energie durabilă la Roma. Cam acestea au fost informațiile pe care am vrut să vi le aduc la cunoștință și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Deci, la nivelul acestei societăți, în urmă cu vreo 3 ani în urmă, am luat decizia desființării echipei din cadrul societății municipal locato, care făcea aceste lucrări de monumente funerare. În momentul de față, activează 7 firme private care trebuie să plătească o redevență către municipal locato. Fac precizarea că aceste lucrări nu sunt atribuite de către firma municipal locato, ci clienții care doresc să se realizeze anumite, să-și realizeze lucrări funerare în cimitir, apelează din acea listă de constructori la unul dintre ei pe care îl dorește. Marea majoritate a lor vin pe bază de recomandări, prieteni, rude și așa mai departe, care au făcut cu o anumită persoană și solicită acel lucru. Nu este absolut niciun conflict de interese pentru că, dacă vă referiți la domnul Pascariu, acesta lucrează în cimitir din anul 1964 și în situația pe care am realizat-o cu lucrările la nivelul cimitirului, rezultă că dumnealui se află pe poziția 5-a din 7 persoane care efectuează astfel de lucrări. Domnul respectiv care a creat evenimentul se află cu o poziție mai sus, având cu 14 lucrări mai multe efectuate în acest an față de domnul Pascariu. Trebuie să înțelegeți faptul că municipal locato nu plătește niciun leu acestor constructori, ci constructorii plătesc către municipal locato. Deci, vă repet, municipal locato nu stabilește cine să efectueze lucrările în cimitir. Singurii care își aleg constructorul sunt clienții care doresc să-și construiască monumente funerare în cimitirul Eternitate. Constantinescu Nehoi. Din păcate, acolo discutăm de o investiție a Ministerului Învățământului, blocată în momentul de față. În momentul de față, singurul stadion care se prezentează pentru competiții atletice este stadionul Constantinescu Nehoi. Acolo, în momentul în care se va finaliza investiția, va rezulta o pistă modernă, o pistă sintetică, dar până la alocarea sumelor de bani de la Ministerul Învățământului va trebui să căutăm soluții alternative. Acel teren aflându-se în administrarea liceului cu program sportiv, pentru competițiile care privesc strict partea sportivă, întotdeauna când liceul cu program sportiv a solicitat sprijinul, am găsit soluții alternative, de exemplu, pentru cei de la fotbal, cât a fost în construcție, le-am oferit varianta stadionului Moldova. Ce face curățenie în parcul principal? Angajații primăriei, dar și Rosalul atunci când îi solicităm. Sunt că maturau în sâmbătă dimineață, dar fără niciun pic de inițiativă, să mature
pe alei. Petiție, da. Trebuie să mi se spună efectiv sau chiar... Eu sunt convins că acea competiție s-a desfășurat fără a anunța în prealabil acest... Păi... Este adevărat, dar nu s-a așteptat să cadă castanele. Toamna a cad castanele. Da. Da. Ok. Spuneați că undeva în 20 septembrie data s-a însugerat giratoriu. Faptul că s-a... V-am spus că acolo au fost pe terenul proprietate privată a Dedeman, au mai trebuit făcute o serie de investiții care a ținut în loc turnarea covorului asfalt. Nu, a fost un singur accident, dacă asta, la acela vă referiți. E vorba de o persoană dintr-un alt județ care a condus cu o viteză excesivă și consumase și băuturi alcoolice. Eu alte accidente nu țin minte să fi fost de când s-a creionat sensul de girație. Revin la cinema Unirea, cu întrebarea de acum, câteva săptămâni. Dacă se va face acel supermarket, zonă, comercială, cu cinematografie. Da, eu în momentul de față nu am nicio informație în ceea ce privește a se construi în acea zonă comercială. În momentul de față, documentația care este depusă este doar pentru autorizația de demolare și mai departe s-a aprobat un PUZ pentru realizarea acelui sens de girație la intersecția cu Mihai Viteazu. Și nu cred că brevardele publice, am văzut că o să fie semnificări, mi-ați putea spune despre ce vorbim. Acolo, pentru anul viitor, gândim un proiect similar cu ceea ce s-a făcut în strada Smirodan. Mulțumesc. Domnule primar, referitor tot la subiectul acelui domn care, mă rog, la venit, s-a fost să facă la biserica din Cerie. Soția, fratele, acuzau da. De telefoane, de intermediar care a chestionat să la voastră spuneți că da, omul își solicită constructorul, dar doamna spunea că ei fac un fel de... Adică ne rețetă oamenii, direcționează către firma aceasta din domnului... Păi eu vă dau un exemplu, da? Deci dacă tot discutăm. Da. Întreprindere individuală Cosma, 54 de lucrări, se află pe poziția numărul 1, da? Lucrări contractate de aproape 3 miliarde de lei. II Trișcău, 42 de lucrări, aproape 2 miliarde. II Jitaru, 41 de lucrări, 1 miliard 600. II Blăjuț, 35 de lucrări, 1 miliard 200 aproape. Deci o firmă care câștigă 1 miliard 200 într-un an, nu știu câți dintre dumneavoastră realizați astfel de venituri. II Pascariu, 21 de lucrări, aproape 1 miliard. Sasha BC Filimon, 20 de lucrări, 91 de mii de lei noi și Tololoi, o lucrare. Deci asta e situația la 9 luni. Da. Eu altceva vreau să vă spun. Aici voi avea o discuție privată mâine la ora 9 cu acest antreprenor. În momentul în care eu am ajuns acolo și m-a văzut și pe mine a coborât, am urcat cu el în ambulanța Smurd, deja se mai liniștise, am ajuns cu el la centru de primiri urgențe, acolo era într-adevăr total liniștit și deja începuse să aibă remușcări la modul că își cerea scuze pentru ce a făcut, că a avut un moment de rătăcire și așa mai departe. Că el de regulă nu prea consumă băuturi alcoolice, că atunci, din păcate, s-a întâmplat acest lucru. Vis-a-vis de fratele domniei sale, acesta a solicitat undeva pe la începutul acestui an concesionarea unui loc de veci. Loc de veci pe care, motivat de anumite probleme de sănătate, l-a primit, s-au făcut lucrări de realizare a unui monument funerar și ulterior în această toamnă a vândut acel loc de veci. Deci, da, deci dacă
Și, bineînțeles, cei de la locato s-au sesizat și probabil de aici au început și anumite disensiuni. Adică dacă beneficiezi de ceva doar pentru a-ți realiza venituri pentru tine și nu te gândești la ziua de mâine, cred eu că problema se pune altfel. Eu am avut discuții în trecut, atât cu domnul Blăjuț, cât și cu domnul Filimon, în legătură cu aceste acuze care au mai fost aduse în urmă și niciodată nu s-au verificat. Mâine din nou, la ora 9, am programat o întâlnire cu domnul Blăjuț. Voi solicita ca la întâlnire să vină și domnul Pascariu, dar aici mă refer la directorul adjunct al societății Lucato. Nu aș vrea să se înțeleagă că țin în brațe pe cineva. Eu țin însă cu adevărul și fiecare să ne asumăm responsabilitatea acuzelor pe care le facem. Tocmai de aceea vreau să avem o discuție între ei pentru a elimina toate aceste speculații care s-au făcut și care se fac. Din fonduri nerambursabile, vă rog să-mi indicați și mie care sunt alea așa de multe programe care ne... Păi, eu vă răspund, pentru că în momentul de față, din păcate, dacă vă uitați la nivelul întregii României, nu am depus nici măcar 1% din ceea ce puteam absorbi până acum. Și dacă stăm după incompetența guvernelor, nu vreau să acuz unul sau altul, dar 2014, 2015, 2016 și 2017 sunt 4 ani pe care noi i-am pierdut din cauza faptului că niște oameni n-au știut să facă niște ghiduri, n-au fost în stare să negocieze așa cum trebuie cu Comisia Europeană și mai mult decât atât, pe lângă minimul de birocrație impus de Comisia Europeană, venim noi și super birocratizăm tot ceea ce înseamnă această depunere de proiecte cu finanțare europeană. Ați văzut că de fiecare dată când a apărut câte un ghid și câte o linie de finanțare, noi am depus proiecte. Însă, din păcate, numărul de proiecte care se pretează pentru comunitățile cum e cea de la Roman este foarte redus. Romanul trebuie să se dezvolte în continuare. Nu sunt investiții care se fac în zone care să nu fie necesare pentru cetățenii municipiului Roman. Împrumuturi s-au făcut și în 2007, s-au făcut și în 2012 și sunt toate făcute responsabil. Sigur, cu toții acum ne mândrim pentru, vă dau exemplu, strandul de la Roman. Dar trebuie să știm cu toții că acea investiție s-a făcut dintr-un împrumut. Deci, noi vrem să avem lucruri frumoase, vrem ca Romanul să se dezvolte și dacă vrem acest lucru, printr-un program asumat al acestui împrumut, prin faptul că nu dorim un grad de îndatorare foarte mare al municipiului Roman, gândim pe termen lung dezvoltarea municipiului Roman. Și sigur, pe măsură ce vor ajunge la scadență celelalte împrumuturi, pentru că ați văzut, ajunge la scadență cel din 2007, intrăm cu acesta nou. Vor ajunge celelalte la scadență, cu siguranță. Până la urmă, luați exemplu de la fiecare de la noi de acasă, da? În primul an de la căsătorie, parcă le-am vrea pe toate. Și mai mergem, mai facem un credit, prima dată poate facem un credit să ne cumpărăm o casă. Că așa pot să întreb și eu, să vă întreb și eu pe dumneavoastră, de ce nu v-ați luat casa cu banii cash? Păi, nu, am înțeles. Eu încerc să explic care sunt rațiunile care au stat la baza acestui împrumut. Și cred eu că municipiul Roman merită să se dezvolte în continuare. E un punct important de atracție pentru investitorii strategici din zona Moldovei. Romanul este așezat din punct de vedere geostrategic foarte bine. Vedeți că sunt investiții care se fac la nivelul municipiului Roman și în același timp obiectivele pe care eu le-am propus a fi finanțate din acest împrumut sunt de reală necesitate pentru Romașcani. Cel de-al treilea subiect, știu că era un proces urmat între domnul Pera, fostul antrenor de la HCM, și HCM, respectiv CSM Roman acum, care
La Curtea de Apel Timișoara, da. Da, e vorba despre un litigiu, e vorba despre un litigiu de muncă, a fost și judecat de un complet de judecată specializat pe litigii de muncă. Așteptăm motivarea acestei sentințe și e definitivă și irevocabilă. Așteptăm motivarea și ulterior vom vedea exact ce este de făcut. Păi, eu tocmai v-am explicat mai devreme. Acest proces cu domnul Pera este un litigiu de muncă, unde federația nu are competență. Cu federația ne-am judecat pe chestiuni strict sportive, dându-ne dreptate nouă. Că o instanță a stabilit că un contract civil să fie asimilat unui contract de muncă, nu comentez eu deciziile instanței. Da, urmează probabil procedura clasică a celor care și-au recuperat drepturile salariale în instanță, urmând ca în termen de 5 ani, conform hotărârii de guvern, să fie... De unde îi plătiți acești bani și din punctul nostru de vedere, dar repet, din păcate, instanța nu a ținut cont de faptul că domnul Pera nu avea niciun contract și niciun raport de muncă cu CSM Roman, a stabilit totuși că acești bani să fie plătiți de către CSM Roman. Repet, este o decizie a unei instanțe de judecată, nu o putem analiza noi. Nu, e o sumă mai mică, întrucât a renunțat la ultima parte din contract când și-a găsit angajament la o altă echipă. Nu a fost demis, a fost vorba de o trecere de la o entitate la alta, am explicat și la acea vreme. Decizia la momentul respectiv, regulamentele federației permițându-ne renunțarea la anumite jucătoare și la antrenori, s-a luat această decizie. Aceea nu a făcut obiectul acestui proces, vă repet, e vorba strict de un litigiu de muncă. Acea listă cu semnături a fost expertizată la nivelul Federației Române de Handbal de către un expert care a spus că este reală și valabilă 100%. Ultima întrebare, banii vor fi dați din bugetul local? Vor fi dați din bugetul Clubului Sportiv Municipal. Mulțumesc. Da, între timp am luat legătura cu constructorul, a finalizat strada ogoarilor de reparat cu covor asfaltic și în perioada imediat următoare va începe și lucrările de reparație a ocolitoarei Roman Vest. Da, la fața locului au fost reprezentanți ai Ministerului de Interne, au fost reprezentanți ai ISU. Competența de a aplica această amendă le aparține. Nu am informații în acest moment dacă a fost amendat, deși știu că în situații similare în trecut s-a procedat la amendarea unor persoane care au comis astfel de gesturi. Impactul scumpirilor de carburanți, începând de astăzi, știți că sare prețul benzinei, motorinei, asupra bugetului local, în sensul că m-ar interesa care este în prezent numărul de mașini pe care îl deține primăria și pe consumuri. Da. Care sunt mașinile care realizează cel mai mare consum și dacă v-ați încadrat în alocările bugetare sau nu pe acest. Întotdeauna o majorare a prețurilor la carburanți afectează bugetul fiecăruia, fie că vorbim de o instituție publică, de instituții private sau chiar de noi ca și utilizatori ai mijlocului transport auto. Nu ne bucură niciodată când astfel de scumpiri au loc. Din păcate, când se introduc aceste accize, crește prețul.
când se elimină accizele, nu mai scade. E o nevoie disperată de bani la nivel guvernamental, probabil aceasta a fost și rațiunea pentru care a fost introdusă această acciză. Referitor la întrebarea dumneavoastră, vă spunem că în momentul de față Primăria Municipiului Roman are bugetate sumele de bani până la sfârșitul anului necesare desfășurării în condiții normale activității. Câte se fac autoturisme? Dacă ne referim aici și la mijloacele de la autoturisme și la cele mari, avem peste 20 de astfel de mașini. Nu s-au vândut cele două mașini? Una dintre ele s-a vândut, cealaltă urmează a se relua procedura. Care din ele s-a vândut? Renault. Aparținând Primăriei Municipiului Roman. Nu, dar era repartizată de doamna viceprimar. Doamna viceprimar, da. Doamna viceprimar. Și acum câte ați mașini ați? Mai puțin una. Rectificările de buget se fac de regulă, se făceau de regulă în luna septembrie la nivel guvernamental. S-a făcut și în acest an, în luna septembrie, dar din păcate, în afară de a lua bani de la investiții și a-i da la salarii la ministerele care erau deficitare, către unitățile administrativ-teritoriale nu s-a repartizat absolut nimic. Așteptăm cu interes să vedem, poate în această lună vor veni, deși semnalele noastre sunt că nu sunt suficiente sume de bani care să permită astfel de rectificări. Dar la nivel local? La nivel local, în momentul de față, noi ne desfășurăm activitatea în condiții normale, conform bugetului aprobat. Și nu este nevoie de rectificări? O să mai fie, probabil, rectificări. Le vom face, ne vom ajusta în funcție de capitole unde facem economii, ducem spre investiții sau unde va mai fi nevoie. Spuneați că dumneavoastră sunteți cei care administrați acest patrimoniu și în condițiile în care Consiliul Județean să spune că s-a gândit ca acolo să facă acel azil de care tot ne vorbește dumneavoastră, este nevoie și un acord al dumneavoastră și dacă dumneavoastră la rândul Consiliului Județean va fi. Da, deci eu nu știu ce informații aveți dumneavoastră cu azilul. Eu știu că se fac două azile la Dragomirești. E decizia deja luată la nivel guvernamental. Sunt deja alocate sumele de bani necesare. Nu ne-a fost solicitat sub nicio formă din partea Consiliului Județean un astfel de lucru. Dacă va veni o astfel de solicitare, o vom discuta. În momentul de față, pe noi ne interesează foarte mult să le oferim agenților economici de la Roman, care efectuează activități de import și export, o locație propice pentru desfășurarea acestei activități și vom trece peste această reacredință a inspectoratului școlar și vom încerca să ne găsim dreptatea în altă parte. Energia electrică am furnizat-o în fiecare an. Da. Tot timpul. Da, atunci când există solicitări din partea instituțiilor de învățământ, se va începe furnizarea agentului termic. E până la urmă o decizie pe care trebuie să-și o asume fiecare director de unitate de învățământ. Nu. Înainte, da, când au avut nevoie și au avut probleme administrative de rezolvat, am fost chemat la fața locului, am răspuns pozitiv solicitărilor lor. Ulterior, la inaugurare. Cum apreciați că da, eu apreciez un gest firesc, având în vedere situația actuală. Le mulțumesc foarte mult pentru neinvitație și restul. Eu rămân mai departe, nu a fost o scăpare, rămân mai departe un sprijin de bază pentru solicitările lor, tot ceea ce au nevoie, chiar îi rog să mă apeleze și voi oferi toate condițiile necesare, pentru că până la urmă
Acolo sunt niște copii care îți desfășoară activitate, niște cadre didactice care nu trebuie să fie amestecați într-o luptă politică josnică. Nu, eu nu apreciez absolut nimic, să aprecieze fiecare ce crede de cuvință. Eu atâta spun că atâta timp cât vor fi solicitări de a interveni în buna desfășurare a activității la acest club al copiilor, primăria municipiului Roman și primarul Lucian Micu va fi un partener fidel și nu se va uita la culoarea politică a celui care conduce acel club. S-a și virat. Da, e deja semnat contractul de finalizare a reabilitării termice a părții din spate a corpului principal de clădire. Policlinica, în momentul de față, urmează să convocăm o ședință cu toți coproprietarii. Din păcate, zic eu că acesta este principalul impediment, faptul că există foarte mulți coproprietari și trebuie să înțeleagă fiecare că, exact ca la nivelul unui condominiu, fiecare trebuie să suporte cota parte pentru realizarea acestor lucrări. Eu am primit zilele trecute o ofertă de realizarea unui proiect tehnic. Urmează să mă pun de acord cu conducerea spitalului și cu ceilalți coproprietari când să stabilim o întâlnire. Le supun atenției aceste costurile legate de realizarea acestui proiect și în momentul în care se vor aduna sumele de bani să demarăm realizarea acestui proiect. Și în sfârșit, și în faza de din asupra lucrărilor de pe tine de public, ambele trotuare, dimineața erau aceleași blocuri. Da. Eu știu ce spuneți dumneavoastră, ați făcut și o afirmație într-o știre. Da, păi nu, eu n-am fost mințit, dumneavoastră ați fost dezinformată. Eu am spus că am verificat personal după ce s-au realizat acele lucrări, nu că cineva mi-a raportat că ar fi fost, erau remediate. Ulterior, într-adevăr, după sesizarea dumneavoastră, m-am deplasat din nou, erau apărute în cu totul alte părți acele surpări. Deci, doamna Flora, eu am fost personal și am văzut. Da. E blocul de acolo și mai sunt aici la scările de la Roman Vodă. Așa este. Păi, da, dar astea nu erau înainte. Astea au apărut. Au apărut ulterior. Firma care realizează aceste reparații. Da, deci eu am verificat și v-am spus că primele lucrări s-au realizat. Acestea sunt apărute ulterior. V-am și identificat exact care erau zonele. După ce mi-ați spus dumneavoastră, am fost personal și le-am văzut. Din această săptămână va intra firma și va remedia aceste. Tot firma e nouă? Nu, doamnă. E o firmă care are contract pentru reparații pavele. Mulțumesc. Nu, din momentul în care se va turna covorul asfaltic, se va face și marcajul corespunzător și vor încăpea două mașini fără nicio problemă. El este prevăzut cu două benzi și se vor încadra două benzi. Da, în această săptămână le-am solicitat colegilor să-mi facă un raport de activitate pe ceea ce a însemnat activitatea de la bazine. Urmează ca în conferința următoare să vă prezint această situație. În ceea ce privește partea de picnic, aceasta funcționează până la sfârșitul lunii octombrie, conform regulamentului. Partea de strand a intrat în conservare. În momentul de față se fac toate activitățile necesare conservării tuturor bunurilor din strand. M-am gândit și la posibilitatea de prețuri mai reduse în această lună?
Da. Da, nu, la foișoare oricum există solicitări, nu, nu am luat în calculul asta. Vor fi cele două meciuri cu Tonel Faraș ale CSM. În anul din urmă s-a mai practicat sistemul prin care s-au jucat cu două meciurile de pasare. Această dată... Nu, nici ei și nici noi nu am solicitat acest lucru. Știm foarte bine că nivelul campionatului din Ungaria este unul foarte ridicat. Este al doilea campionat ca nivel valoric al Europei, România este pe locul 5, deci vorbim de o competiție între două campionate foarte puternice și la acest nivel niciuna dintre cele două echipe nu își propune să organizeze o dublă manșă pe teren propriu, încercând fiecare să-și maximizeze șansele prin disputarea cel puțin a unui meci pe teren propriu. Au fost stabilite date? Da, pe data de 14 octombrie, de la ora 16, ora locală, se joacă la Dunau-Ivaroș, pe data de 22 octombrie, la ora 11, la Roma. Se știe dacă va fi televizat? Cel de la Roma, până în acest moment, nu a venit nicio solicitare din partea vreunei televiziuni. Vreau să vă întreb, astăzi mai am și întreb, era vorba de o statuie, dacă tot am blocat giratorul ăsta cu întrebări, da. Mai se amplasează acolo? Sau în momentul de față am depus o solicitare de reanalizare a documentației. Într-o primă etapă am obținut un aviz negativ din partea Ministerului Culturii. Am depus un memoriu suplimentar și așteptăm în perioada următoare clarificări în ceea ce privește acest memoriu. La vremea respectivă nu era valabilă legea asta. Domnul deputat spunea că validitatea... Păi împreună am gândit acest memoriu justificativ, în sensul în care eu l-am depus la Ministerul Culturii și ulterior el a preluat o copie după acest memoriu, urmând să se intereseze și dar el. Dar nicio problemă la că intră în funcțiune generatorul ca și obiectiv? Și fără statuie, sigur, nu. Alternativ, nu. Momentan luptăm pentru acolo și ulterior, dacă e cazul, vom găsi. Da. Mai era un pocal de foc sau de aur, nu știu, trebuia amplasat pe Islaz. Da, acolo e un proiect al Arhiepiscopiei în momentul în care... Nu am mai solicitat autorizare. Momentan nu. Înseamnă că au rămas pocal. Vorbeați de un patinoar, de o amenajare a pieței aici la Roman Vodă. Mai e valabil? Da, în momentul de față, pentru acest an, vom încheia un acord cu o firmă care deține un astfel de patinoar și de la 1 decembrie îl vom avea în funcțiune. Ca și anul trecut sau? Nu ca și. În momentul de față discutăm cu două firme care dețin un astfel de patinoar, una dintre ele care va oferi condițiile cele mai avantajoase și târg de Crăciun? Împreună cu Târgul de Crăciun. Concerte? Concerte doar de anul nou. Am analizat și am zis că decât să avem mai multe concerte slabe din punct de vedere calitativ, mai bine să facem unul bun de Revelion. M-am gândit la mai multe nume, e foarte important să facem în primul rând o centralizare a artiștilor care vin în zona Moldovei. Pentru că știți foarte bine că în noaptea de Revelion tarifele sunt duble și atunci trebuie să căutăm soluțiile cele mai bune pentru a aduce artiști de calitate și care se află în zona Moldovei. Am văzut pe ordinea de zi a Consiliului Județean din nou grupul Petrotub. Da. Tot grupul Petrotub, ne dați, ori nu ne dați, cum e? Până la urmă, cum e? Da, au profitat de o solicitare a noastră, da, de solicitarea de efectuarea de reparații la etajul 1 deasupra de la evidența populației și împreună cu acest acord au introdus și
o dorință mai veche, aceea de a prelua clubul din administrarea primăriei municipiului Roman. Din păcate, nu ne-au oferit această posibilitate de a efectua reparații. În trecut am avut și anul acesta și anul trecut probleme pe timpul iernii și am avut inundații la Direcția Locală de Evidență a Populației, afectând calculatoarele și bazele de date. Noi am fost avertizați că trebuie să luăm măsuri pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple. Asta am și dorit să facem în această toamnă, să efectuăm aceste reparații și eventual, de ce nu, să mai mutăm din birouri acolo. Din păcate, atâta timp cât Consiliul Județean nu și-a dat acordul pentru efectuarea acestor reparații, din acest moment întreaga responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă în cazul unor daune revine în exclusivitate Consiliului Județean. Instituțiile rămân acolo. Pentru ce? Nu, depozitul funcționează în continuare, nu e nicio problemă, l-am și igienizat, l-am pregătit pentru alimentele care urmează să vină. Nu, aici cea mai mare problemă o reprezintă lucrările de reparații care trebuie făcute în regim de urgență la etajul 1. Doamne ajută să fac, atâta timp ce le aparține lor răspunderea de acum încolo, să le fac. Eu am vorbit cu consilierii județeni și solicitarea consilierilor, nu numai din zona Roman, ci solicitarea consilierilor PNL a fost ca votul să se facă pe articole. În sensul în care erau consilieri care erau de acord cu realizarea lucrărilor de reparații, dar nu erau de acord cu celălalt articol care prevedea preluarea din administrarea municipiului Roman a acestui imobil. Păi, majoritatea a hotărât. Da. Spuneați că de astăzi intră în pâine comandantul poliției locale. Ați purtat oarece discuții cu domnia sa privind strategia, perspective și problemele pe care trebuie să le rezolve? Am avut o discuție la sfârșitul săptămânii trecute în care i-am solicitat ca în prima săptămână să se familiarizeze cu activitatea de la Direcția de Poliție Locală. Ulterior, la sfârșitul acestei săptămâni, vom avea o nouă întâlnire, o nouă discuție pentru a-mi prezenta, pe de o parte, viziunea sa în ceea ce privește desfășurarea activității la această direcție și modul în care poate duce la îndeplinire cerințele pe care eu i le-am impus. O penultimă întrebare. Sunt două obiective în municipiul Roman care de la fiecare an la altul se dau pronosticuri, se dau perspective. Spitalul vechi și fostul club al elevilor cu armeni. Care mai sunt? Știu, poate nu sunteți pregătiți să răspundeți. Nu, sunt foarte pregătiți. Știu că la Episcopia a cerut un teren cu condiția că rezolvă cu spitalul. Iată că a trecut 2-3 ani, da. La armeni la fel, ne dă, nu ne dă, mai discutăm cu spitalul lor sau... Da, am avut discuții chiar și în vara acestui an în ceea ce privește spitalul vechi. Din păcate, în continuare sunt blocați cu acel proiect, unde nu reușesc să se pună de acord trei ministere. E vorba de Ministerul Sănătății, care obligă Arhiepiscopia să monteze lifturi. E vorba de Ministerul Dezvoltării, care spune că lifturile se pot construi doar pe exterior, și Ministerul Culturii, care interzice orice construcție pe exterior a acestor lifturi, întrucât este monument. Și de ce ține de lifturile astea? Păi, o scară groază. Păi dacă Ministerul Sănătății cere ca și protocol pentru realizarea activităților spitalicești liftul, vor căuta soluții. În ceea ce privește clubul armenilor, chiar și în această vară am avut discuții. Nu doresc sub nicio formă darea în administrare sau cu o chirie din care să scădem valoarea investițiilor pe care noi le-am putea face acolo în zonă. Am avut o discuție chiar și cu reprezentantul comunității armenilor la
la Roman și spuneau că în perioada următoare și-ar dori dinamizarea activității acestei comunități și inclusiv prin punerea în valoare a acestui club. Dar dumneavoastră puteți să îi amendați pentru neamenajarea spațiului? Nu, sau vom putea solicita impozitarea cu 500%. E o procedură prealabilă care trebuie îndeplinită. Vor mai avea, să spunem, termen de grație inclusiv anul viitor pentru a lua o decizie. Dacă nu, din 2019 vom intra cu acea supraimpozitare. Dacă nu se dă? Nu se dă. Și ultima întrebare, câteva detalii despre târgul toamnei, am văzut că s-a aprobat, vor fi concerte, ce producători vor veni, cum va fi amplasat? Da, e vorba de un târg pe care îl organizează Clubul Sportiv Municipal. Am zis să profităm de această toamnă frumoasă, o toamnă bogată din punct de vedere al produselor tradiționale și am vrut să marcăm acest lucru prin organizarea acestui târg. Va fi o zonă comercială, o zonă în care vom închiria căsuțe și corturi și mai departe gândim chiar și amenajarea 3-4 terase în care să pregătim produse specifice de sezon în această perioadă. Latura dinspre policlinică, partea de terase și la statuie partea comercială. Ce ar putea să facă concret acolo? Păi, nu, dar ce ar putea să fac concret acolo? Că eu asta n-am înțeles niciodată de la Consiliul Județean, ce își dorește să realizeze acolo. Da. Nu, mai mult decât atât, acolo au fost ceva discuții legate de închirierea acelor spații. Noi parte dintre acei chiriași și am preluat odată cu clubul Petrotub. Însă, prin raportul Curții de Conturi, ni s-a impus să dăm o jumătate din suma închiriată, din sumele încasate cu titlul de chirie, către Consiliul Județean, lucru pe care l-am făcut încă de săptămâna trecută. Mai sus de etajul 4 nu are un să-l ducă încă. L-a avansat, l-a ridicat în grad la etajul 4. Bun, asta a spus o bine, dar cum vor vota consilierii? Pentru că se așteaptă la următoare revocare și... Da, pentru revocare, nu, pentru revocare e nevoie de votul a două treimi, lucru puțin probabil, părerea mea. Da, eu nu am purtat din punct de vedere politic nicio discuție pe această temă. E de competența altor organe statutare din partid. Pot doar să-mi exprim un punct de vedere că atâta timp cât nu există două treimi pentru revocarea acestuia din funcție, va fi greu. Da. Vrutul e liber, da. Da. Da, am urmat să fac o postare astăzi. Ieri m-am deplasat la cele două asociații a vârstnicilor din Roman, atât la cei de la Casa Vârstnicului, cât și la cei de la Casa de Ajutor Reciproc. Am petrecut circa o oră la fiecare dintre aceste organizații. A fost un moment frumos, un moment emoționant, un moment în care ne-am simțit bine cu toții și, bineînțeles, le-am făcut și urările
de rigoare cu ocazia acestei important eveniment din viața bunicilor și părinților noștri. Și profit, dacă tot ați adus discuția și de acest moment, pentru a le transmite încă o dată tuturor vârstnicilor un sincer la mulți ani, multă sănătate și să ne putem bucura împreună de ceea ce viața ne oferă cel mai frumos.